Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Rise of the Tomb Raider. Să continuăm. În episodul anterior am ajutat pe oamenii lui Jacob să rămână cât de cât acolo safe. A fost destul de complication, ținând cont că cei din Trinity au forțe extrem de mari peste cei din acest satuc. În acest episod o să ne întoarcem un pic înapoi ca să completăm și noi, bă, că am rămas în urmă cu questurile secundare, cu relevii și așa mai departe, am învățat tot ce trebuie, suntem forță și hai să vedem pe unde am rămas, tate. Deci Siberian Wilderness, Glacial Cavern, deci am rămas aici, în Witched Vale, deci acolo la vrăjitoare, așa că hai să-i dăm să zacă, tate, mergem acolo la Baba Yaga, să căutăm artefacte. Ia zi, ce mai avem aici la arme, mai putea să dăm un upgrade ceva, manevră. Asta arată mișto, tate, asta arată mișto, rău. Rate of fire sau hold time? Rate of fire, tate. Pistol. Asta e cel mai bun, tate. Ah, am și o... și asta ar fi bun, uite că n-am văzut-o asta. Și asta ar fi bun, mâncați-a și cura. Te mai dăm un pic de damage în plus. Să ușcăm pe asta. Asta două din 4, asta dă damage mai mult, dar scade din reload speed și ammo capacity. Așa are tot farul scăzut. Dă damage mult, bă. Să ușcăm un pic pe asta, tătuțu. Shotgun. Mă, bun și asta. Bun și asta. Mai avem și noi o armură, ceva aici și mecheru, uite asta e ce mișto e. Hai să scrimăm și noi un pic ținuta. Mișcăm pe asta așa. Ia uite-o ce mișto e. Așa de sălbatică. Fast travel. Și mergem. Unde trebuie aici, nu? Hai să-i dăm să zac, tate. Facem toate questurile secundare până aici, deci nu ne lăsăm. După aia revenim înapoi la main quest-ul pentru că e foarte, foarte interesant. De acum vine greu. Hai domnule, loading screen-os. Da, avem un loading screen destul de mărișor, că e distanța mare probabil și chestia asta. Și hai să vedem dacă ne apare ceva pe mapă în primul și în primul rând. Nu ne apare nimic momentan, trebuie să mergem să cercetăm. Uite acolo, deja am văzut un cache. Vedeți că le vedeți mai la distanță așa. Ia uite-l, mă. Deja l-am văzut, l-am ochit. Și trebuie să dăm ăsta și le vedeți la distanță. Uite acolo un document, cred că am și văzut ceva. Pe masa aia strălucind. Bineînțeles, și ia uite-l. Season of the Witch. Grand Fatar Shurnal. M-au pus cu alți prizonieri ruși. I didn't tell them what I tried to do. It could never be enough. When the revolt came, I was ready. The native prisoners, the ones the Gulag recruited from this very village, were kept apart from the Russians. They had known of my resistance, and that kept them from killing me, along with the other guards. I held my daughter, your mother, for the first time, as the Gulag burned around us. The people of the village took us both in, and against their own superstition, agreed to help me rescue your grandmother from the vile. From the vile. Hai să vedem, tatuțu. Ar trebui să luăm noi de aici, că nu avem foarte multe chestii, am impresia. Deci o relivă, multe documente, deci sunt extrem de multe. 10 din 21 survival cache. Sunt foarte multe documente, hai să-i dăm să zacă. Să vedem și înapoi, trebuie să fie și în partea asta altă, dar mai întâi o dăm pe aici. Ia uite-o pe... De fapt, asta e Nadia, cealaltă era altfel, bă, avea alt nume. Am confundat eu numele alora.
Nu știu pe unde să o iau, să o iau pe sus, să o iau pe jos. Că știți mai multe trasee, să o luăm pe jos prima dată. Lasă-mă din gură că viața e grea și amară. Nu știu dacă pot să o iau pe aici, nu pot să o iau. Dar uite că deja am văzut ceva. Vedeți că le vedeți mult mai ușor, că când ați dat Q, imediat. Imediat s-a văzut. Prin pereți, prin toate alea. We decided to build our shrine at the top of the vale, the cliffs above the river. In the lower parts of the vale, where we quarried the stone, we constructed an aerial lift to bring cargo straight to the shrine. With all of our success thus far, I O să vedeți o grămadă de jurnale de genul. Dar sunt interesante, chiar sunt foarte interesante, așa că vreți să le citiți și voi. With the strange noises at night that no one can identify, and the murder, first in our new city. Two journeymen were feared lost in a side passage collapse, but one emerged 2 days later, raving mad and covered in his companion's blood. We are no strangers to violence, but I cannot shake the feeling that we have crossed some forbidden, invisible threshold. E pe aici, nu mai nimic? E că nu mai nimica. Bun, hai să ne întoarcem să mergem pe partea cealaltă, acum pe sus. Mișto costumața asta, sincer. Care mișto. Ia uite. O carte aici, a? Le vedem foarte, foarte bine acum. Mă bucur. The native people, the enemies of my enemies, rose up. Striking out as we had always dreamed. Ivan and our daughter might have known. Ivan. But instead they are dead. Killed by the only people that might have saved us. The Soviet cowards with me in the Vale say there is nothing left. That we must await rescue. They say they will protect me. But they jump at the dark and surprise them low. There will be no rescue. I will live and my captors will not. Survival is the only truth in this world. They are a superstitious lot. I slip the pollen into their rations, and when they are reduced to weeping husks, I will show them a new face, something they have feared since childhood. Baba Yaga. Grandmother Serpent, witch. They will die screaming in vor muri, vor striga și vor implora mila mea. Then I will survive alone. In the shadows, until death reunites me with Ivan and our child. Forță. Forță, tate. Vezi ce mai găsim pe aici? Este aici o artefact ceva. Oh, arma Baba Yaga. Ce mișto e. Fain să o purtăm asta. Era fain că puteam purta asta, care era șmecherul. Ce mai e aici? Trebuie să mai fie ceva. Ia, bam. Uite acolo se vede că ar fi ceva. Dați așa să văd de unde am venit. Deci am venit de acolo. Asta nu știu dacă merge distrusă cu... Ia. Ba. Nu, nu merge. Nu merge distrusă aia. Nu știu cum să ajung acolo. Poate așa, ia să încercăm. Nu merge distrus asta, frate. Mă ajung eu în partea aia altă. Can you explication me? Nu știu, am ajuns fix în locul ăsta. Nasul, așa. Hai să cercetăm, că pe aici nu prea am cercetat mare lucru. Ia, mă, trebuie să urcăm pe sus din nou, ai lei. Ți-e destul de complication, mai ales că sunt foarte multe documente, deci eu nu prea am luat. Nu știu cum să mai urc sus, mâncați, aș...
Ia. Aici. This veil is mine. I have watered the ground and cultivated the dreaming blossoms. No one will enter. No one shall leave. I will not endure the outside world any longer. Here at last, I am in control. Ce voce are asta? Ce-i acolo? Ce-i acolo? Că am văzut ceva manevre. Ai... Ișelău, nici nu știu acum, hai să urcăm pe aici momentan oricum. E zona de mareasă. De cercetat. Avem ce cercetat pe aici. Zipper. Ar putea fi ceva și pe aici și pe sub apă, văd câți chestii. Om, aici n-am mai intrat, nu? Ba da, am intrat. Hai să urcăm pe scară. Ah, și ne-au dus tot aici, fraților. Deci nu prea am făcut mare brânzet. Bun, hai să trecem pe partea aia la alta acum. Aia e destul de complication zona asta. Așa un pic. Nu putem să distrugem asta, bro, what the fuck. Nu e bine, state, cum ajung eu acolo sus? Explication to me? Ah, gata, știu. Nici nu puteam să ajungem, cred că numai dacă aveam ăsta, cine a dat ea. Zipul ăla. De Pathfinder. Doar așa puteam să ajungem la ăsta, altfel n-ai cum. I have suspended all construction at the shrine and ordered the workers to prepare for the return trip. I should have left weeks ago, sought advice from our city's wisest. The violence increased, slowly at first, and I passed it off as raw nerves, pressure to succeed. But now it cannot be denied that something evil inhabits the veil. It preys on our worst nature, makes us susceptible to dark suggestions. Yesterday, a young stonecutter brought me news of a scaffolding collapse that ruined much of the day's work. Before I knew what was happening, my aide had to pull me off the youth, who lay bloodied and insensible. When I washed my hands, I found a fragment of his teeth embedded in the flesh of my knuckles. I do not know myself any longer. It is time to leave. Așa ar trebui să faceți și noi, îndată. Viața e grea și amară. Dar care e mișto ăsta? Nu știu foarte mult. Tipă, mai era ceva aici. Nu, era pișat. Pană. Era pană. Hai să zic, câte documente ar mai fi? 14, încă 7, bro. Survive cage 2, relic am găsit, challenge completed. E bine. Deci documentele ar fi o problemă. Restul e bine-s. Ei, nu mai știu până ar trebui să merg acum. Fără mișto. Aici nu e nimica. Partea aia cred că nu am fost. Văd multe chestii pe acolo. Uite că am văzut ceva aici. Pană. Uite, mai e aici un document. E bine-s. I speak to myself, if only to hear another voice. It fills the space and the hours. I have nothing to say.
When the quiet overwhelms me, I try to sleep. I dream of what I've lost. Am stat tot ce am pierdut. I hope they died well. I hope they died well. My dreams are only lies. Da. Bun, următoarea. Hai să vedem ce mai găsim și pe aici. Sau am fost deja aici, nu mai știu. Cred că am fost. Da, am fost. Deci urcăm sus acum de tot, am impresia. Deci urcăm acolo sus. Mai sunt totuși 6 documente sau cât? 5, ia. 6. Deci mai avem 6 documente de găsit mâncați așa. Asta e scara, ok. Uite aici un cache. A, am crezut că e un cache, bă, ce pișelău. Nu văd nimica, momentan. Nu e bine, am căzut în apă. În apă nu-i nimica. Deci nu mă pot scufunda în apa asta. Deci nu știu cum să mă scufund, frate. Deci efectiv n-ai cum să te scufunzi. Deci nu te poți scufunda în apa asta și gata. O să toate butoanele și crau și tot. Am văzut eu ceva acolo. Na, nu, e zip-ul. Da, e destul de nașpa, băi, e destul de nașpa acum. Nu știu pe unde aș putea să o mai iau. Cred că o să trebuiască să mergem un pic înapoi. Să vedem dacă putem să intrăm pe partea alaltă cumva. Dar nu mai știu exact de unde am venit. Stați așa un pic. Am fac o idee. Destul de complication. Valea asta. O să arunc eu în apă ca să nu mai văd aici. Aha, aici era ăla, ok. Cât de aici am venit, nu? Da. Bun, în stânga am fost, în fața am fost. Hai să mergem un pic și înapoi, în partea aia altă, să vedem dacă mai găsim ceva. Guys. Nu știu, ar trebui să mai fie și pe aici, cred. Fapt, aici e capătul, cum ar fi, că... Dacă mergem, deci pe partea asta la altă ea. De fapt, nu. Asta face parte tot din insula asta, deci ar putea să fie și pe cealaltă parte, restul. Și hai să-i dăm să zacă, na, mergem cu fast travel-ul, tate. Mergem cu fast travel-ul, că avem un chem și pe partea cealaltă. Fast travel și mergem în partea asta aici. E foarte bine că avem fast travel-ul ăsta. Altfel era jale să ne plimbăm cu aia. Bancolo, bancoa. Eu cred că le-am luat pe toate din partea asta, nu? Nu știu. Poate sus să mai fi fost un document, două. Sus nu am cercetat prea. Dar dacă mai sunt o să venim, nu e nicio problemă.
Aș lua-o, sincer. Ia, în spate, mă duc în spate prima dată că e ce mai scurt drumul, să vedem dacă e ceva. Uite, am văzut ceva, un document acolo jos de tot. E bine că le vezi prin apă, prin toate alea. Bă, era aici un document, guys. Și-a dispărut. Dar ce naiba, că nu mai văd. Mă uit la acolo. Vedeți? Mai sunt. Dar cum urc eu aici sus? Asta e întrebarea. Un fucking urc. Așa. I knew it was a mistake when I threw the drink in his face, but I did it anyway. I thought Minister Dyatlov's shocked look would be worth the loss of funding for my research. I was a fool. The KGB bastards knocked down my door before dawn. 5 years, a work camp. They no longer have the spine to call it what it is. They call it Freedom Station, liars. It is a gulag. I promised myself I would not let them break me. But I wept for mercy in my first week. I must find a way out. There is a guard, a red-cheeked boy named Ivan. More sweetness than sense. It pains me to use the word, says he, but I will not rot here. Zi. Că nu vine cuvântul acum. Ele sunt și organizate, nu știu, așa pe rând, dar trebuie să le iei. Story-ul i-a aranjat cumva. Vedeți, dacă le luai pe rând, adică au o legătură, să faci legătura între ele. Bun, hai să urcăm înapoi. Am cu aia, nu e jos aici, acum de urcat e mai complication. Ui să văd dacă n-ar mai... E vreun. Ia, uite acolo încă un document. Da, și fără ăsta, deci nu puteați să faceți. Deci nu puteați să faceți chestia asta. N-aveați cum să ajungeți aici. Ivan, I thought it would be simple. Most of these rough, stinking thugs take what they want from the prisoners. I chose Ivan because I thought he would bend. But it is worse than I thought. He is a good man. He does not want to be here any more than I. That sentiment holds little weight when he eats well and sleeps with a blanket. Mamă, uite ce unde la sobă, the fuck. Mișto. This place sickens him. He knows his part in it. Hates what he does. I caught him pushing back when he thought no one was watching to calm his guilt. I told him it was not enough. Showed him how to do more. We worked well together. Planned our escape. But it is too late. I am pregnant. We are damned. Can you translate level 3 Russian? Nice. Vedeți, e bine să luăm și astea. Bun, pe aici nu cred că mai e nimica. Vedeam prin pereți, vedeam prin astea. Bun, să mergem în cealaltă direcție acum să vedem. Deci ne-ar mai trebui încă 4 documente și 2 survive cache. Alea ar fi o problemă. Aici pe sus mai fi ceva. Dar asta ne duce în altă direcție. Ne duce în pădure. Stați așa un pic, mai era o zonă de cercetat aici. Ia, sau unde duce? Ia.
Deci nu cred că vom găsi mare lucru. Nu văd nimic. Poate să găsim un cache de ăla, nu știu. Nici nu cred că a mai fost pe aici, mâncați-a și gura ta, că văd că s-o... A, nu, deja am trecut în partea asta, dar altă nu e bine. Deci ai înapoi. Ai înapoi, tate. Mă gândeam eu. Deci pe aici ar trebui să o luăm. Dar probabil în pădurea aia o să mai găsim multe, multe documente, că pe acolo chiar nu am cercetat. Mai nimic. Nu mai avem probleme acum cu antidotul și cu alea, vedeți și voi. Dar tot pare foarte creepy zona asta. Și pădurea asta, pădurea groazii. Eu nu știu pe unde să o iau. Mă, dăm un cache aici, trebuie să găsim survival cache în mie. Nimic, bă. Nimic. Deci nu știu dacă a mai fost. Uite aici un cache. Da, și avem 3 din 6. Ah, mai ne trebuie încă 3, bro. Ah, fuck. Nu prea am căutat bine în pădure, mă întorc un pic înapoi, că am impresia că acolo trebuie să mai fiu un survival cache neapărat. A, destul de complication zona asta, v-am zis. E destul de mare, adică nu cred că e complicat, e foarte mare mapa asta. Mai era aici o zonă, bă. Sau nu? De aici am venit. E bine, bă, e bine. Nu cred că mai e nimic în pădure. Vreau să cercetez bine ca să nu venim de 10.000 de ori. Uităm și pe mapă. Da, în stânga e zona asta, așa. Mă, dăm un survival cache. Ia? Nimic. De acolo cred că e un document, bă. A, aici iară trebuie să le frec pe astea, să moară Chibi. Ai lei. Nu vine să cred. Nu știu dacă e bine. Uite aici un document, bă. Stark. The others are out there. I can hear them panting. Moments of clarity, but it's slipping. Coming less frequently. We're sick, poisoned, something doesn't matter. Forgot why we came here. Forgot where we were before.
barely remember who I am. Someone else here, walking amongst us as we grovel and weep. A spirit, a goddess, damn, a demon. She is whispering. We listen. Listen. Oh, am crezut că am văzut pe cineva acolo într-o fracțiune de secundă. Oh my god. Bun, mai avem nevoie de 3 documente, guys. Și asta e prea sus, eram sigur că nu e bine. Eram sigur că nu e bine. Invers, las-o în jos. Bro, hai că acum trebuie să dau la mână. Nu, nu e bine, nu e bine. Bă, nu mai știu cum funcționează asta, mâncați așa, nu mai prin timing-ul. Facem altfel cum făceam eu la început, deci dăm asta așa. Și am plecat și am dat rapid, nici nu mai stau la discuție. Nici nu mai stau la discuție. E un document, uite unii documentul ăsta, mâncați aș gura ta. The officer wandered out of the Vale, just as our rescue party prepared to enter. His body bore the marks of torture, a sight we knew well. The witch descended on them during the revolt, killing Serafima along with her captors. He told us of the house that walks, of her fearsome voice. A child's story made flesh. He died the next day. Baba Yaga. Ce-mi place de Baba Yaga asta. I wanted to go on to bury your grandmother, but no one would enter the veil after that. In the village, I learned to be a good man. I lived to honor her. I worked hard, but I dreamt of killing the witch every night. I might have gone years ago had the fever not taken your mother. I stayed for you, Nadia. I am a lucky man. I lived a good life I did not deserve. A new fight is coming, but it is not mine. If I am to find revenge for Serafima, it must be now. I go to kill the witch, to lay your grandmother to rest. I will not be coming back. Forgive me. Da. Așa s-a făcut să înțeleasă povestea. Tata și Nadia. Hai să vedem acum cum fac eu, ajungem pe partea alaltă. Documente pe aici, mai ales. Ar mai trebui două documente și o să fie cel mai greu găsit, dar chișurile astea o să le găsim în așpa. O să fie extrem de greu acolo. Stai că aici era treaba aia complicată. Trebuie invers să fac, să vin aici, da. Nu mai știu cum funcționează aici, toate. Pac, pac, asta trebuie să fie oricum invers. Așa un pic. E bine. Să mergem pe partea alta, poate găsim și pe acolo un artefact, ceva, un document. Acum trebuie să le punem invers.
Am pus-o prea jos, fie antenă. Mă, e bine, 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 bine. Trebuie să fiu rapid. Hai să lasă jos. Hop, hop, hop. Nice. Îmi dă și mie un document. A, aici vinea porcăria aia, bă, și cam asta e, nu? Da, bă, aici nu mai e nimic. Aici trebuie să vine căcatul ăla să mergem cu dânsa. Deci nu mai e niciun document pe partea asta de altă, să înțeleg. Aici am cercetat tot, jos am cercetat. Nu se mai vede absolut nimica. Bun, am putea să mergem direct la camp acum, înapoi. Oare pot să sar până în apă? Să fie treaba, treaba. Ăla-i. Uite pe aici, poate mai găsim ceva. Și am impresia că am mai fost în zona asta și am găsit deja un document, dar... nu-i nimic. E un survival cache. Băi, nașpa. Mai sunt 3 serval cache-uri. Pe partea aia altă o să fie nașpa de găsit. Mai e sus. Sus nu prea am cercetat, nici data trecută, încât îți țin eu minte. Asta e o zonă foarte grea de găsit documente și asta e o zonă mare. Chiar de la început să facem chestia asta. Să ne fie mai ușor. Două documente. Și pe mapă nu se vede absolut nimic acum că ar fi. O prin stânga poate pe aici. Deci nu am găsit nimica. Și n-aș pa să... ies prin pădurea asta ceva. Nu, cred că tot am partea altă sus de tot să mai găsim. Dacă nu apelăm la domnul internet, o să găsim ultimele. Vedem pe unde ar putea fi. Dar nu ne lăsăm. Asta e cert. Aici cred că am cercetat super bine, adică nu știu ce să zic. Fast travel. Asta că alea nu o să le găsim mai mult ca sigur silver cache-urile alea nasoale. Și mai ies încă 3, adică sunt destul de multe. Alea se văd și destul de greuț așa. Asta stă singur, că aici n-are treabă. Cu mortul ăsta, adică wow. Hai să pun trebuie să o iau pe aici, bun. Stânga. Hai să o luăm prin dreapta, de data asta. Aici așa acolo, nu, de acolo am venit eu. Am crezut că pot să fac salt o vețe, dar n-am putut. Parcă... dar nu e nimic aici, frate.
urcăm sus, hai să urcăm de tot. La server cache o să mă opinez să văd exact unde e locația, mă aștept să-i detest dacă mă opinez. Ai de tâncă până acum, acum am editat toate. Mamă, dăm alea, frate, unde sunt documentele? Am căutat peste tot mâncația și... Nu le vezi, frate, nu le vezi. Oare poți să urc acolo? Ia să vedem. Pot pe naiba, nu prea pot. Dar nici nu s-ar vedea vreun document pe aici, sincer, pe sus. Asta e chestia nasoală. A, uite, pe acolo trebuie să mă duc, frate. Uite ce am făcut, uite ce am făcut, mâncați așa. Nu vrei să faci jocul 100%? N-ai ce face, viața e grea. Viața e grea și amară, stai așa că nu mai știu, pe unde trebuie să urc? Aha. Deci ne orientăm foarte bine. Văd unde e ăla acolo. Ce-ar face ăla, frate? Ha? Să ajung sus deasupra mea, cred. For the moment. Ia. Stai așa. Stai așa un pic să vedem. Nu s-o rupt, bă. Îl învârte un pic, da. Mă gândeam că se întâmplă ceva acolo. Cum așa, nu o să mai pot să mă prind de alea, frate. Ca să vezi. Cred că de ăla pot să mă prind, ia să vedem. Dar nu, că el se înalță aici. Ia să-mi iau avânt. Ah, documentul ăla. Un cash, nice. L-am văzut la limită, bă. 4 din 6. Uite și un document. Nice. Map update. Oh, nice. Cred că au apărut ultimele, da, bă. Au apărut ultimele două documente. Mamă, cât de departe. Și ar mai fi decât survival cache de găsit. Nice. Și cred că dacă le găsim astea ultimele două, o să apară și alea alte, am impresia. Super. Parcă așa era. Unde era ultima, ați văzut?
Azazul, băi, tate, băi. Am un atom, am unite să mă duc la ăsta. Vine tot aici, în catacombele astea. Uitați-l. Fața că celălalt e celălalt colț al lumii. Mai bine cu apărut astea două, deci dacă găsești patru, ar apărea și celelalte. Cum căcat ajung eu acolo? Să mă urc pe aia. Aici e complication, tata, aici e complication. Un pic. Deci documentul e aici. Acum ajung eu acolo, asta e chestia. Am căzut jos de tot acum, frate. Nu știu cum să ajung acolo, guys. Nu ai nicio intrare, văd că. A? Un mecanism, cred că are legătură cu mecanismul ăla, la Dumnezeu Sfântul știe. Cum? Cine cum? Ah, nu e așa ușor să ajungi la ultimul document. L-a pus fix unde nu trebuia. Nu mă pot prinde nici de alea. Ah, pișelău, am crezut că mă pot prinde de alea. Nu știu, mă uit să văd, mă uit să văd. Cum ar trebui să ajung acolo. Nu văd, văd aia, cred că are legătură cu căcatul ăla. Oare mă pot prinde cu grepul? Nu mă pot prinde, frate. Nu mă pot prinde. Ai lei, deci n-ai cum să ajungi la asta, frate. Nu pot să-mi dau seama, chiar nu pot să-mi dau seama. Deci nu văd nicio strategie cum aș ajunge acolo sus. Trebuie să ajung la ăla, acum ajung la ăla, trebuie să fie un zip ceva care să mă prind. Cred că are treabă cu mecanismul ăla de acolo, în ăla se învârte și poate îl putem opri cumva, dar acum îl opresc. Doar așa ajung. Să se învârte ca naiba. Altul nu mai e, nu? Ăla de a foc. Ana se rupe ca naiba asta. Nu-i blocată. Și alta nu mai văd, frate, alta nu mai văd. Poate sus acolo. Ia să încerc să ajung acolo sus. Îmi trebuie un zip, altfel nu știu. Frate. Nu e nimic. Apelăm la internet, că nu, e imposibil să-mi dau seama, imposibil, nu pot să-mi dau seama. Că ăla se învârte, nu pot să-l opresc decât ăla. Și altul nu-l văd, nu-l văd, frate. Deci nu există cale. Ia, nu mă pot prinde oare de aia. Și zona prea înaltă. Da, nu pot să-mi dau seama. Fuck. Ok, prieteni, m-am uitat pe net. Deci, soluția ar fi așa. Ajungem pe
pe ăla, cred, parcă. Dar nu, tot nu-i bine, bă. Ah, dar pe ăla sus, acolo trebuie să ajungem. Ia să vedem. O dată așa, bam. Da, 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 pe ăla trebuie să ajungem. Ana, aici era la ăla unul ridicat și eu nu am. La ăla era unul ridicat, cum naiba fac ca să dau unul de la jos? Deci era unul ridicat la ăla, bă, și eu cum naiba fac? Mâncați aș gura ta. Deci la ăla era unul ridicat de asta, dar eu nu știu cum... Nu știu dacă pot să tai franghia aia. Ar trebui să pot la naiba. Unde am cuțitul, cum îl schimb? Gata, guys. Am rezolvat. Misterul, tate. Am rezolvat misterul. Știu cum. Stați așa un pic, deci. Trebuie să mă duc înapoi acolo. Acum. Am rezolvat misterul, tate. Trebuie să fim rapizi, exact. Am partea alaltă. Holy shit. Nu știam, tate, că... Eu am știut că ăla are ceva de a face și că... Deci trebuie să fim foarte rapizi. Acum când o să fie asta, vedeți? Ridic una. Ăla-i. Și acum trebuie să fim rapizi. Da, până... O să fim noi rapizi, o să fie prea târziu. Trebuie să fie timing-ul ăla, că aia o să cadă. Deci nu, hai să lăsăm să cadă. Sau nu mai cade acum, mâncați-a și curata. Văd că nu mai cade. Bă, da, acum a costat. Apoi avem destul de mult timp. Uite acum că vine aia. Rapid, din nou. Fuck. Nice. Cred că mă pot prinde de aici, dar nu cred că mă pot prinde, așa că... No, am dat fel. Futut. S-a sterușul, măi, măi, măte. Nu, nu, nu cred așa ceva, frate. Și acum se lasă jos. Doamne, doamne, deci e la o milisecundă misiunea asta handicapată, care cine a făcut jocul ăsta a făcut foarte prost aici. Să-l faci la o milisecundă, frate. Deci ai ratat un geam de asta. Deci incredibil cum de fiecare dată se prinde de aia. Deci nu-mi vine să cred, refuz să cred că se prinde de aia, frate. Ser prea devreme nu se prinde de aia la altă și tot așa. Deci eu nu mai rezist cu jocul ăsta, fraților. Nu mai rezist. Misiunile. De cine m-au pus să fac misiunile astea secundare? Mai bine nu le făceam. Făceam doar main quest-ul și aia mă pișam pe ele de documente. Documentele lor, opusei documente. S-au gândit ei să pună. La o milisecundă acolo, frate, ai ratat primul geam, pe gata, s-a dus. S-a dus, tate. Stau și eu pe mine de aici două ori pentru un fucking document. Ia uite, acum nu s-o prins aici. Dă-te-n slobos. De greu poate să fie, frate, așa de greu. Doar apăs space-ul când trebuie, frate. Uite ce frumos. Pac, 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 pac. De ce nu-mi iasă, frate? De ce nu-mi iasă săritura aia și gata? Deci eu n-am văzut săritură mai grea decât asta.
Când trebuie să sar? Când e momentul când trebuie să sar aici? Aleluia! Oh my God! Doamne iartă-mă! Doamne iartă-mă! De păcatele pe care le-am făcut! Uite pentru ce am stat o oră! Uitați-vă pentru ce am stat o oră în plus! Câte ratări, câte failuri! Doamne cât am stat la jump-urile astea! Nu mi-o... Deci nu pot să cred! Nu pot să cred! Deci am stat fucking o oră la aceste jump-uri! Deci o oră, tate, o oră, trebuia să fie episodul gata și am două ore de când filmez, o oră de numai la jumpurile astea am stat. Deci nu îmi vine să cred, fraților, nu îmi vine să cred. Mai e unul, frate, mai e unul care la fel de greu cred. Dar nu, nu, jumpul ăsta, deci, venea aproape să renunț, am zis că gata, nu mai iau niciun document. Renunț, tate, renunț că nu... Nu pot, nu puteam, frate, nu puteam să sar. Dar la rateuri o să pun câteva ca să vedeți și voi. Deci am dat foarte, foarte multe rateuri. Nici nu știu până să o mai am acum, mâncația și curata. Deci incredibil de multe rateuri. Hai să vedem pe unii mai ieșim, că nu mai știu exact drumul. Nu mai știu traseul pe unii. Naiba, am venit. Pe aici parcă. Uite, am mai găsit un cash aici, măcar. Un survive de asta. Mai am cât? Mai am... Am găsit toate survive cash-urile. Nice! Nice, 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 nice. Asta era ultimul, bă. Și mai avem decât documentul. Să am ce detalii al episodul ăsta, oricum. Și mai ai decât documentul. Hai că e bine, totuși, că am venit până în zona asta. Amă... Deci a fost cea mai grea zonă. M-a pus naiba să fac challenge-ul ăsta. Cu documente, îmi trebuia mie documente acum. În următorul nu cred că o să mai fac. Eu o să iau ce nu, nu. E prea dificilă treaba. Și documentul ăsta e destul de dificil, tate, cred. Undeva jos, cred. Și pe partea aia la altă cică. Sau nu. Și că ar fi acolo, dar cum n-ai ajuns acolo? Aha. Aha. Dacă a fost destul de ușor ăsta. Complete history of witchcraft. Primit un achievement. But they are no longer human. They wear familiar faces, cry out for help in the voice of dead friends, but I will not believe their lies. My sword keeps them at bay. Quiets them if they will not stop screaming. I tried to lead us to safety, I did, but someone collapsed the passages leading back to the city. Once we realized there would be no escape, we turned on each other. Now, a madman with a bow is perched high above the veil, and he brings down the message birds I sent with pleas for help. The wraiths return, more than I can drive away. No one will survive this veil. Perhaps it's for the best. Let these, my last words, be a warning. Da. Nice. Și am primit experiență 30 și putem să citim level 5 greac. Nice. Greacă, cred că nu? La asta se referă. Bun, guys. Le avem pe toate, de 6 survive cache, 21 de documente, o relivă și un challenge completed. Am terminat cu locul ăsta. Ăsta a fost, cred că, cel mai dificil. Următoarele nu o să fie chiar așa, mă gândesc, sper. Ăsta a fost pentru că zona aia era destul de încurcată, urcă sus și era complicat pentru că de multe ori cădeai jos și iar urcă, iar coboară, iar urcă, deci mă, nenorocit. Doamne, dacă v-a plăcut, nu uitați, dați acum un like, un subscribe și un share, iar noi ne auzim în episodul următoare, toate cele bune, respect, pa, pa.